Consiliul Executiv al Organizației PMP Neamț a realizat o analiză a rezultatelor obținute de organizațiile partidului în toate localitățile județului și a luat măsura destituirii președințelor Tălor Roman, Târgu Neamț și Rosnov ca urmare a rezultatelor extrem de slabe obținute la alegerile locale. În Consiliul Executiv Județean de săptămâna trecută, la Roman, ca și în alte părți, mă refer aici în urma rezultatelor, să nu spun chiar nesatisfăcătoare la alegerile din 5 iunie, Romanul, Rosnovul, Târgu Neamțu au președinți interimari noi începând de săptămâna trecută. Cine e la Roman președinte? Doamna Chelmuș Elena a fost vicepreședintă la Roman, la organizația Roman. Nemulțumirile față de conducerile organizațiilor la care au fost eliberați președinții țin de faptul că acestea nu au reușit să obțină niciun post de consilier local, iar scorul obținut a fost cu mult sub cel de la nivel național. S-a făcut o analiză politică în Consiliul Executiv Județean, numai la Roman, am spus, și în celelalte localități. Eu v-am dat exemplu doar municipii și orașele unde au avut loc schimbări. Analiza vine în urma analizei făcute la nivel național spre teritoriu, am analizat rezultatele de la Roman și nu este posibil ca într-un municipiu reședință de județ să nu aibă niciun consilier, iar rezultatul să fie mult sub scorul partidului la nivel național, ca să nu spun de procentul realizat de Partidul Mișcarea Populară la nivelul județului Neamț. Constantin Iancu a ajuns în fruntea PMP Roman la vremea când partidul era condus de Elena Udrea, el înlocuindu-l pe Gabriel Antoniu, care de altfel și-a și dat demisia din partid din această cauză. Constantin Iancu era perceput ca fiind omul lui Leoreanu, motiv pentru care există serioase suspiciuni de non-combat. La Roman, Constantin Iancu, care a candidat pentru funcția de primar, a obținut doar 317 voturi, respectiv 1,39%, iar pentru Consiliul Local 716 voturi, 3,18%. Pentru Consiliul Județean, PMP a obținut la Roman 615 voturi, adică 2,77%.